Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vreau să vă alegeți o ceașcă, ceașca albă sau vișinie, la dorința dumneavoastră, dacă doriți vișinie sau albă. Doriți, puteți să le alegeți pe amândouă, asta este la dorința dumneavoastră. Astăzi vom face iarăși o deschide, vom vedea ce ne va spune ceștile noastre pentru următorul timp. Cum am zis, nu am să pun dată pentru că ceștile vă arată și trecutul, și prezentul, și viitorul, dragii mei. La care ceașcă te regăsești, aia este ceașca ta, să știți dragii mei, după cum știți, ceștele mereu se pot schimba Acum îți arată bine peste un timp, poate să-ți arate rău dragii mei, să știți, dar cafeaua îți arată ceea ce este adevărat Dacă știți să citești dragii mei, să știți asta Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, scumpii mei Într-adevăr, sunt foarte fericită că multă lume mă scriți de când m-ați cunoscut, de când am intrat în viața voastră. Vi s-a schimbat viața în bine și asta pe mine mă bucură foarte mult, dragii mei. Cu cât o să mă ascultați, cu cât mai mult o să aveți minune în viața voastră. Pentru că, cum am zis, glasul meu nu este un glas simplu. Când audeți vocea mea, poate să începeți să căscați, să lăcrimați, pentru că energia pătrunde în corpul vostru, dragii mei, să știți. Așa să nu întindem vorba și să deschidem, să vedem ce ne va spune ceaștele noastre pentru următoarele zile. Am să încep cu ceașca albă. Să dea Domnul să fie totul bine și iarăși se revarsă din corpul vostru, din oasele voastre, din sângele vostru, se revarsă greutățile, dragii mei. Pentru că, într-adevăr, deja și sângele din venele voastre nu poate suporta la atâtea greutăți, dragii mei, să știți. Asta este prima ceașcă, scumpii mei. Vă arăt și vouă ca să vedeți. Și am să mă uit eu aici ce este și după cum vedeți, dragii mei, este o inimă și cifra 3. Vedeți? Aici este inima și aici este cifra 3, dacă vedeți. Asta ce înseamnă? În 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni, dacă tu nu ai pereche, dacă nu ai dragoste în viața ta, să știți că va veni perechea voastră potrivită, și în mijlocul ei este iarăși o uh, inimă mică, dragii mei. Ce înseamnă? Că dragostea ta se va înaște. Fericirea ta se va reînaște. Dacă tu nu ai fericire sau dacă nu ai înțelegere, iubire cu soțul sau soția în casa voastră, să știți că o să fie mai bine în casa voastră, o să fie mai multă fericire. O să fiți mai uniți decât, mai mult decât unul cu altul, decât în trecut, dragii mei, să știți. Uitați-vă! Ce bine a ieșit acea inimă și cifra 3. Se vede foarte bine, dragii mei. Cum am zis, în casa voastră, în 3 zile, 3 săptămâni sau 3 luni, în casa voastră va fi o înțelegere nemaipomenită. Va fi o dragoste nemaipomenită. Dacă nu e, da, ești cu pereche și ești singură, să știți că în acea casă, în acea inima ta, va intra o nouă dragoste. La multe persoane care ați zis că v-ați închis inima dragoste că nu mai vreau pe nimeni în viața mea, că nu știu ce, de ce voi ziceți asta, pentru că ați fost foarte mult rănite sau răniți dragii mei și nu aveți încredere în dragoste, dar o să vie așa o vreme o să vie așa un moment că o să iasă în calea ta perechea pe care ai căutat-o persoana pe care ai căutat-o și din nou o să-ți deschiți ușile inimei tale și din nou o să deschiți sângele tău pentru o altă persoană, pentru că într-adevăr deja s-a închegat și sângele în voi. Nu vă vine uh, nimic, uh, nu vă vine uh, uh, să aveți încredere în dragoste, dragii mei, dar cum am zis, o să vină așa un moment, o să vină așa o uh, minune că o să deschiți din nou aripile dragostei și o să fiți foarte fericiți, o să fiți foarte uniți, o să aveți o relație, o căsnicie foarte bună și o să fiți fericiți, dragii mei, cum v-am zis, este foarte bine, cum v-am arătat inima, cifra 3, dacă vedeți, și aici mai sunt încă două persoane și aici iarăși este o inimă, dragii mei, să știți asta, fiți, stați fără grijă că vă bate dragoste la ușă în curând, chiar dacă tu zici că eu nu mă mai îndrăgostesc, eu nu mai am încredere în dragoste, eu nu mai vreau pe nimeni în viața mea. Degeaba spui aceste cuvinte că, cum am zis, în viața ta o să vină așa o persoană că o să uiți tot trecutul și o să deschizi o pagină nouă în viitorul tău pentru dragoste, să știți, dragii Într-adevăr, a ieșit foarte, foarte bine, să știți asta. Să vedem ce mai este aici, ce este aici. Dragii mei, văd aici probleme cu ochii la voi, foarte mult aveți dureri de ochi. Chiar când citiți o carte fără ochelari nu puteți citi, dar vreau să vă zic o zi, o săptămână sau poate să plece, plecați la un medic așa cu, să faceți un control la ochi, dragii mei. Vreau să vă spun la mai mult persoanele de la 41 de ani în sus, dragii mei, aveți această problemă cu ochii. Vă dor ochii chiar de împlâns, poate că aveți zahăr de aia din cauza zahărului, aveți probleme cu ochii, fiți atenți la ochii voștri, dragii mei, poate că să aveți așa și o infecție la ochi, poate să vă curgă ochii, așa să prindă un fel de infecție, fiți atenți la ochii voștri, pentru că asta îmi arată ceașca, fiți atenți la ochii voștri, cei persoanele, bărbat, femeie, nu importă, de la 41 de ani în sus să știți asta. Așa, dragii mei, Aici văd bărbați care aveți probleme cu relația, dragii mei. Cum să vă zic așa, ca să înțelegeți voi, nu puteți să intrați într-o relație cu o femeie pentru că aveți probleme de sănătate și asta pe voi vă supără foarte mult. De atâtea de aia femeile va va lăsat pe voi pentru că voi nu puteți să intrați într-o relație, să nu fie cu supărare, dar să știți că din păcate aceasta mi-arată ceașca. Nu puteți să intrați în relație cu o femeie aveți această problemă, poate că și soții voștri au această problemă, nu puteți intra într-o relație din cauza organului, dragii mei, să știți, nu vă mai spun, voi înțelegeți uh, ce, ce, am în vedere, nu puteți să intrați cu soțul vostru într-o relație sau poate că vă lăsați femeile voastre din această cauză pentru că nu aveți o relație, așa? Pentru că, cum am zis, dragii mei, vă duc plecați la un doctor că aveți soluție pentru a Uh, cum să zic, a scăpa această relație pentru că, cum am zis, dragii mei, ori soții voștri, ori uh, ceva între bărbați, să știți, dragii mei, acești bărbați au probleme cu organul și nu poate să intre într -o, uh, aibă o relație cu o femeie, să știți, dragii mei. Dacă voi aveți așa soții voștri, să știți asta pe voi, vă supără foarte mult, într-adevăr, voi doriți să aveți o relație cu soțul vostru, să ridicați acea relație, să fie mai multă căldură între voi, dar din păcate, vreau să vă zic, scumpii mei, până acum nu mi-a ieșit așa ceva, dar uitați-vă, dragii mei, vedeți? Organul bărbatului a ieșit aici, dacă vedeți, se vede foarte bine. Vă arăt și vouă ca să vedeți acest organ care are probleme. Aici nu este nimica de râs, aici nu este nimica de glumă, pentru că eu ce v-am spus, ce vă iese din ceașca aia, vă spun, adevărat, pentru că viața voastră vă arată ceștile, să știți, dragii mei. Asta nu e de râs, că nu, nu e niciun bărbat vinovat, pentru că și el dorește acea relație și acea femeie dorește acea relație, dar, din păcate, acea relație nu o poate ține, pentru că acest bărbat are ceva probleme cu organul, dragii mei. Cum am zis, asta nu este de râs, nu este de glumă, pentru că nici acel bărbat și nici acea femeie nu dorește să fie așadar, din păcate. Dar să știți dacă veți pleca la un medic, o să după o, e, vindecare o să reușiți și voi ca să aveți și copii, o să reușiți și voi ca să aveți o relație mai puternică. Pentru că văd acum relația voastră este așa e, din cauza că nu puteți fi împreună dragii mei, nu pot să vă spun totul pe deschis, voi ați înțeles ce vreau să vă spun. Așa vreau să vă zic în casa voastră intră foarte multe persoane, dragii mei. Poate să vă vină rudele, poate să vă vină copiii acasă, dar văd în casa voastră o mulțime de oaspeți care stați la masă și așa ați așternut o masă. Așa sunteți de vesel că uitați toate problemele care le-ați avut în trecut. Aici este o gâscă, dragii mei, o lebădă. Știți cum Lebăda este albă, așa în casa voastră o să între fericirea pentru că această lebădă are în gura ei un ou și asta îți arată că acest, această gâscă și acest ou îți aduce norocul în casa ta Îți aduce fericirea în casa ta, să știți dragii mei, într-adevăr o să fie minunat pentru voi Sănătatea, cum am zis, la bărbați cu organul au probleme dar la persoanele de 41 de ani în sus veți avea probleme cu ochii. Nu zic că o să fie o boală așa uh, mare, doar aveți grijă de infecțiile la ochi, dragii mei. În afară de asta, în dragoste, vine ca un val de uh, vânt, dragii mei, dragostea în viața voastră, să știți, să nu ziceți că nu v-am spus. În dragoste vă merge foarte, foarte bine. Dacă nu ai pereche, o să între dragostea în casa ta. Dacă ai pereche, dragostea ta se va fi, va, fi, mai puternică decât în trecut, să știți. Dorința voastră se împlinește, după cum vedeți. Și uitați-vă, dragii mei, după cum vedeți, iarăși în casa voastră se răstoarnă toate greutățile, dar vă văd cu inima rănită, vedeți? această inimă este inima omului, această inimă este inimă rănită. Vreau să vă zic în casa voastră, într un copil, într un uh, copilaj, dragii mei, poate că să rămâneți voi însărcinate, poate că în jurul vostru să aveți o persoană care să auziți o veste că este însărcinată și uitați-vă, între în casa ta, dragii mei, care doriți să cumpărați o casă, să știți că deja între în casa ta pe care ai visat-o de mult timp să știți. Așa, să dea Domnul să fie totul bine. Să vedem și numărul 2 ce ne va spune. Asta este numărul 2, dragii mei. Și uitați-vă. Asta parcă este un cățeluș, dragii mei dar uitați-vă mai mult, cifra 7. Asta ce înseamnă, dragii mei, cifra 7? Mereu faceți acel ritual cu 777 ca să vă vină minunile în viața voastră, dragii mei, pentru că voi deja, să știți că deja au început să vină minunile în viața voastră. Uitați-vă, voi sunteți aici, aici este partenerul vostru sau soțul vostru, să știți că acum sunteți parcă de parte unul de altul, dar uitați-vă, voi mereu munciți, uitați-vă chiar și acea curte care este o găină, dragii mei, voi mereu munciți, mereu vă aduceți la casa voastră, mereu agonisiți, mereu, uitați-vă, voi aici așa, înalte, slabe și de parcă aveți o mână de parcă iese așa un fum, dragii mei, dacă vedeți. Vedeți? Asta ce înseamnă? Că tu mereu te rogi, tu mereu aprinzi lumânări în casa ta. Tu mereu faci pentru familia ta tot ce e posibil ca să fie fericită și asta să știți că în rugăciunile tale tot ce ți-ai pus în gând se va îndeplini pentru că tu deja ții acea energie în mâna ta. Tu ții deja acea bucurie, acea fericire în mâna ta pentru că de mult timp te rogi, de mult timp pleci la biserică, de mult timp faci tot posibilul ca familia ta să fie fericită și să știți că în sfârșit 7, 7, 7, scris pe încheietura mâinii, dragii mei, cu stilou roșu și ziceți 7, 7, 7, să fie minunile în viața mea, 7, 7, 7, să se dezblocheze toate drumurile blocate din viața mea, în viața mea să între fericirea, iubirea, dragostea, banii, tot ce îmi doresc să fie în viața mea, dragii mei, să știți și o să vedeți pentru că și aici a ieșit cifra 7, asta vă dă de veste că să faceți mai departe acel ritual, pentru că deja au început acel ritual să deie, știți cum semănați semințele și dau colț așa la voi, au început deja să se încolțească minunile în viața voastră și continuați acest lucru, pentru că o să aveți minuni foarte bune în viața voastră, să știți asta. Să vedem ce ne va spune ceașca noastră. Dragii mei, aici vă văd într-o parcă sunteți așa, cum să zic, într-un gol, dragii mei. De parcă simțiți așa că vă vine toți pereții deasupra voastră, de parcă vă vine toți oamenii deasupra voastră. Așa sunteți îngrijorați. Nu știu de ce sunteți îngrijorați acum, dar vreau să vă zic să vă luați în mâini. Pentru că dacă nu o să vă luați în mâini, o să vi se strice. Psihologia, dragii mei, să știți că o să aveți probleme așa psihologice, o să vă deranjez, o să înceapă durerile de cap la voi. Fiți atenți, dragii mei, pentru că nu știu de ce sunteți acum, poate că din cauza războiului acesta. Vreau să vă spun, dragii mei, războiul va continua, să știți, cu părere de rău, să știți că va continua, dar stați liniștiți că pe voi sau pe altcineva nu o să afecteze, dragii mei, stați liniștiți, pentru că se face într-așa fel ca să nu se afecteze alte persoane, să știți. Vreau să vă zic să stați cu, cu grijă, poate să continue încă o săptămână de zile sau până la sfârșitul lunii poate să continue, apoi va înceta toate aceste probleme, să știți, dragii mei. Aici văd foarte multe litere, A, B, N, S, L, a ieșit un alfabet, dragii mei, să știți, vreau să vă spun toate persoanele care sunteți cu aceste litere. În, via în viața voastră, în calea voastră se deschid ușile, dragii mei. În calea voastră se deschide totul. Se feriesc toți norii, se feriesc toate zidurile din calea ta pe care le-ai avut tu închise și plădite. Tu deja le destram pe toate. Dar vă mai văd că aveți persoane care vă blestema, dragii mei. Din cauza blestemilor nu aveți noroc în dragoste. Din cauza blestemilor nu aveți noroc la bani. Dar vreau să vă zic, a rămas încă puțin timp ca să se destrame și acele blesteme, pentru că acele blesteme nu s-au făcut pe viață, doar acele blesteme s-au făcut pe o perioadă de timp și acele blesteme când se va termina acea perioadă se destramă și se deschid ușile în calea voastră, să știți, dragii mei. Aici văd că sunteți blestemați de o femeie, această femeie să știți că în curând va sta la pat și nu-i voi mai ajunge deja puteri, dar cum am zis blestemul acesta este făcut pentru o perioadă, nu pentru toată viața. Și ce mai văd aici dragii mei? Văd o ceantă deschisă. Asta ce înseamnă? Că voi decât să vă între banii în ceanta voastră, voi mai mult scoateți din ceanta voastră și dați sau dați pe um, facturi, mai știu eu, dar văd că mai mult dați decât luați. Pentru că aveți așa multe, poate că aveți datorii, poate că aveți așa probleme financiare, dați mai mult decât. Cum vă bine um, salariul sau pensia? Peste puțin timp eu. Cum vă vine ceva bani în buzunar? Peste puțin timp eu. Eu când zic pe, pe limba tușa, ce scuze, um, Dispar banii din buzunarul vostru, dragii mei Să știți, am început și turșea să vorbesc Ai. Vreau să vă zic că aici mai este Cum am zis, din ceanta voastră iese mai mulți bani decât să între, dragii mei Din portmoneul vostru iese mai mulți bani decât să între, dragii mei Să știți, acum așa va fi o perioadă Că veți da mai mult decât să primiți Apoi să știți că acea perioadă se va închide și o să începeți să luați, dragii mei o să vi se termine acele datorii, o să vi se termine acele uh, probleme financiare și o să începeți să luați. De ce? Pentru că aici este un păun. Acest păun îți arată că vei avea uh, zile bune financiare. Dacă nu găsești un loc de muncă, să știi că o să găsești un loc bine plătit sau poate să-ți schimbi locul de muncă în, alt parte, în altă parte. Ceva o să ai o schimbare în viața ta și apoi o să vină banii mai așa mai mulți și o să vă prindă mai bine să știți cum mei, Stați liniștiți pentru că într-adevăr acum văd multe persoane care nu munceți din cauza că nu aveți un loc de muncă. Asta pe voi vă mult vă deranjează, dar stați liniștiți că și pentru voi o să bată norocul la ușă și o să vă găsiți de muncă, dragii mei. Să știți că și mai este aici o gorilă, dragii mei. Această gorilă vă arată că o să prindeți la putere. O să prindeți așa de mult la putere că nici voi nu o să vă vină a crede. Așa, uitați, urs, gorilă, urs, mai mult gorilă aseamănă, să știți, dragii mei. Asta vă arată că o să prindeți la putere. Acele puteri deja, în trecut, așa de parcă vă era frică, nu ați avut putere de a face nimica sau ați vrut să faceți ceva și aveați așa frică, dar să știți că de acum încolo o să prindeți așa mult la putere, că nu o să vă fie frică de nimic. Nici de soț, nici de prieteni, nici de nimeni nu o să vă fie frică. O să ziceți, până acum am avut această frică și nu am făcut nimica. De acum încolo nu mai ascult pe nimeni, nu mai am frică de nimeni. Eu deja trec la treabă și o să faci bine, pentru că o să simți în corpul tău așa o putere cum n-ai simțit tu niciodată, să știți, dragii mei. Să știți că a ieșit foarte bine. În casa ta să știți cât de puțin va fi mai liniște decât în trecut pentru că acel bărbat văd că deja se limpezește Mintea lui deja se limpezește, limpezește, inima lui și față de tine o să fie mai atrăgător, față de tine o să fie mai iubitor, pentru că această persoană ori avea probleme pe afară sau poate avea datorii sau poate că din cauza vrăjilor a fost așa cu apele tulbure, dar să știți că deja această persoană îi se luminează mintea și o să aveți mai multă înțelegere de, decât în trecut, pentru că se vede aici acel bărbat. Cum să vă arăt, ca să vedeți și voi. Acel bărbat care deja este cu mintea mai limpede decât în trecut, dragii mei, să știți asta. O să-ți dea seama de toate greșelele și o să se apropie de tine, și o să fie mai înțelegător față de tine, să știți. Să vedem și dorința. Dorința voastră încă este în așteptare, dragii mei. Dar, cu vedeți cum am zis, în casa voastră deja au început să se limpezească apele. Deja au început să se vadă uh, rezultate bune, să se liniștească în casa voastră, pentru că în trecut într-adevăr ați avut foarte multe certuri acum tot aveți, dragii mei eu nu vă zic că totul de tot s-a terminat dar puținul cu puținul este mai liniște decât în trecut, dragii mei, să știți se limpezește e, apa puțin câte puțin. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră. Sper să fie pe înțeles pentru că eu, cum am zis, mă să vă explic ca voi să înțelegeți. Dacă nu ești abonat, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile pe care le fac pentru voi. Eu vă zic o seară cât mai frumoasă. Eu vă iubesc. Îngerii mereu să fie lângă voi, în casa voastră, lângă familia voastră, să vă ocrotească, să vă curețe de tot răul, scumpii mei. Oamenii rei să steie departe de voi, îngerii mereu să vă înconjoare cu aripile lor. Eu vă iubesc o seară cât mai frumoasă la revedere!